dacă e vineri, sper că toată lumea, doamnelor și domnilor, e sănătoasă, voinică, alive and kicking, pregătită, sufletește de un weekend memorabil, ceea ce, până la urmă, dorim la toată lumea. Salut, sunt Șarpe și am venit la Digital Job în casele, birourile, în metrourile, poate tramvaile sau mașinile voastre. Atenție însă, nu urmărim Facebook când suntem la volan, da? Să fie clar și stabilit. Digital Job, Power by Școala Informală de IT, Astăzi are ca invitați pe, dați-mi voie să vi prezint chiar în acest moment, pe Tudor Juravlea și Iulian Corunga, arhitecți User Experience și mentor la Școala Informală de IT, Iulian în Cluj, Tudor în București. Bună ziua domnilor! Salut! Mulțumim salut. pentru invitație! Salut Iulian încă o dată, salut Tudor și intrăm direct în pâinea asta scrisă în linii de cod, ca să zic așa. Astăzi vorbim, cum deja s-a prins toată lumea și din textulețul de la filmulețul nostru din transmisia de pe pagina Școlii Informale de IT și din faptul că sunteți voi prezenți la emisiune, despre User Experience. Vă rog frumos să-mi explicați ce este și cu ce se mănâncă povestea asta. Care este rolul în societatea unui UX designer? Cine începe, cine mă ajută? Dacă nu, eu sunt profesor și știți cum e. Da, e nu știu, clar. ai pus o întrebare foarte, foarte, foarte dificilă. Ar fi mai ușor să spunem ce nu e user experience. Avem timp la dispoziție. Da. Să spunem că e o disciplină, în primul rând, prin care oamenii au ajuns să creeze produse și servicii în principal și care are ca focus experiența utilizatorilor și clienților așa ca să spun ceva ultra simplificat. Um, are niște metodologii, un proces care nu este un proces liniar, este un proces iterativ de design, așa cum uh, te duci la croitor și uh, nu-ți iei uh, de la croitor o haină uh, de gata, sau te duci la arhitect și nu-ți dă o, o casă gata construită, ci îți face un, un, plan, un proiect potrivit nevoilor tale, așa face un user experience design Designul unui produs uh, sau serviciu, de cele mai multe ori digital. Și are o mulțime de principii și uh, metode și unelte pe care le poți folosi pentru asta și pe care le poți adapta nevoilor uh, și condițiilor pe care le, le întâlnești. Nu mai lungesc, Ilian. Da, ca să-l completez pe, pe Tudor, aș zice că un UX designer traduce sau um, îl ajută pe utilizatorul final să înțeleagă mai bine interfețele, să înțeleagă mai bine toate ecranele astea digitale cu care interacționăm zi de zi. De ce zic uh, traducere? Pentru că, în mod normal, orice ecran digital randează o bază de date. Uh, baza asta de date poate fi mai specifică, mai puțin specifică. Noi, în schimb, încercăm să o simplificăm. Să fie pe înțelesul fiecărui om, fiecare persoană, ca să poată să interacționeze cu, cu acest... Uh, Uh, ecran pe, pe scurt. Acum. Se spune că UX is not UI, user experience is not user interface. Ce înseamnă asta? Traduceți-mi. Multe noțiuni noi astăzi. Hai să răspundem totuși. E o, e o frază controversată și o afirmație edgy, așa, care să pună paie pe foc, de obicei, în conversațiile dintre designeri. Uh, și aici, poate, nu știu, eu sunt de acord, mai mult cu ea, Iulian s-ar putea să nu fie, uh, în cazul de față. Uh, interfața, ceea ce uh, cred oamenii că ar trebui să livreze un uh, designer de experiență digitală, nu este toată munca. Asta vreau să spună, de fapt munca multă este în spate. Până ajungi la interfață, trebuie să înțelegi multe lucruri legate de nevoia utilizatorilor, de lucrurile pe care le folosești în context, ce fel de ecran folosește, ce fel de dispozitive și ce fel de informație trebuie să-i afișezi pe înțelesul lui. Pentru că, vă spun niște prieteni buni de-ai mei din, din Code for Romania, majoritatea aplicațiilor înlocuiesc Excel-ul. Pentru că Excel-ul nu-i prietenos. Te uiți în, în niște tabele și poți să citești informații și de acolo. Dar dacă ai o interfață care îți triază informațiile de care ai nevoie și îți arată strict uh, ce ai nevoie, fără să te încurce, fără să ți distragă atenția, fără să te obosească, ci îți ușurează viața și îți salvează timp, atunci înseamnă că designerul respectiv și-a făcut treaba. A înțeles ce ai nevoie, de ce, ce nevoie vrei să rezolvi și a creat o unealtă specifică uh, concentrată pe asta. Un alt aspect important uh, legat de fraza UX is not UI se referă și la partea de specializare. Ca și în orice domeniu există la un anumit moment o segregare. Se întâmplă specializări pe anumite domenii mai mici. Partea de UX se ocupă în general despre user experience și partea de UI se ocupă în principiu de partea de interfață. Interfețele digitale cu care interacționăm. Um, clar că este un subiect foarte controversat în multe comunități, în multe domenii, dar până la urmă astea două părți ar trebui să colaboreze și împreună să facă lucruri frumoase. Asta în esență urmăresc. Mi-a plăcut asta foarte tare, scuză-mă de la final. Ar trebui să colaboreze. Există și cazuri în care nu colaborează? Absolut. Bineînțeles. Atunci când Se oamenii spun... Da, e ca și cum ar spune cineva uh, Radio nu e televiziune. Și ți-a spune asta acum, când faci streaming live pe Facebook. So. Ei, uh, ba e. <laughs> Trebuie să-i spun întotdeauna că lucrurile uh, sunt coroborate, că oamenii nu percep uh, viața și ce în jurul lor printr-un printr printr singur simț. Și de fiecare dată, uh, când nu colaborează, lucrurile ies mai slabe. De asta oamenilor încep, începe să le placă să se uite la podcasturi sau la emisiuni radio. De asta oamenilor uh, le place să perceapă, să primească informație pe toate canalele de informație disponibile. Noi avem niște receptori și decodori de informație și ne interfațăm cu mașini. Ne uităm la ecranul unui laptop și avem un bitrate la da, transmitem informație de la un dispozitiv electronic, din internet, conectat la internet, la noi. Dispozitivele între ele comunică prin viteza pe care uh, o permite fibra optică. Dar noi comunicăm cu ele doar prin ce ne permit simțurile noastre. Așa că cu cât mărești banda, lărgimea de bandă, și îți la lași mai multă informație să circule între tine și mașină, cu atât mai mult ajungi să o uh, operezi mai eficient. Mai eficient. Dar la noi e și vorba aia cu... Ah, merge și așa, mă încă mai e vorba aia cum merge și așa. Cum o contracarăm? Curaj. zic că merge, merge și așa până într-un anumit mod, moment, până nu discutăm despre soluții digitale care ne impactează direct viața. Și aici pot să dau un exemplu din domeniul medical. Sunt anumite instrumente digitale sau anumite programe care. Organizează anumite tratamente pentru pacienți. În momentul în care medicul sau specialistul care creează anumit, un anumit tratament um, greșește dozajul sau nu identifică un buton uh, la momentul potrivit, ar putea pune în pericol viața unui pacient. Și aici discutăm despre cazuri destul de grave. Clar, există tipuri de interfețe sau tipuri de programe uh, mai uzuale care nu impactează atât de mult și există programe foarte specifice care, din păcate, ar putea impacta într-un mod mai negativ uh, viața. Și aici ar trebui să fim foarte riguroși în ceea ce ține UX, UI. O să, o respect, dau și piecă... mai... Filosofia... mă te rog, da, Tudor. Uh, e Clar că atunci când ai, îi pui în risc uh, viața oamenilor, ai nevoie să fii foarte, foarte concentrat și atent la detalii. Pe de altă parte, uh, fraza asta merge și așa. E o frază pe care o rostim de obicei judecându-i pe cei care o spun. Poate cu un ton de dispreț, frustrare, faptul că oamenii acceptă prostiile și porcările astea cu care ne confruntăm în fiecare zi. Se referă de multe ori la, nu știu, la. Aplicații și interfețe și procese și proceduri ale statului, ale instituțiilor sau ale oricăror organizații birocratice. Ce face însă fraza asta este că erodează interesul și respectul pentru utilizator. De asta mie nu-mi place fraza asta, nu-mi place să o spun. Adică merge și așa, spune ceva despre utilizator. Și vă propun paradigma asta de discuție. Spune că utilizatorul respectiv a ajuns la un nivel de frustrare și saturație. Cel care are comportamentul de merge și așa, îl face pentru că a ajuns și el la o resemnare. S-a confruntat an la rând cu tentative de digitalizare sau de uh, ușurare a proceselor, sau așa mai departe, dar care nu au funcționat. Știm și noi contracte care s-au vândut cine știe cum, și care s-au livrat către um, oameni obligați să le folosească, dar care nu au avut niciun cuvânt de spus în legătură cu cum trebuie să funcționeze lucrurile. Și ajungem să fim mulțumiți că există ceva mai bine decât nimic. Și de asta, de asta unii oameni zic, lasă că merge și așa, decât deloc. Și asta e un, semn, e un semnal de alarmă. Referitor la cultura noastră, la felul la fel în care lăsăm să se întâmple lucrurile. Dar, în egală măsură, nu-mi place să o zic, nu-mi place să, să am tonul ăsta de judecată referitor la oamenii care o spun, pentru că ne îndepărtează de empatie, de empatia față de ei și de experiența lor anterioară. Dacă o înțelegem, și dacă înțelegem că trebuie să construim aplicații care să le facă viața ușoară și celor care le folosesc. Și celor care sunt care de partea cealaltă și beneficiază de servicii, dacă ești într-o companie, trebuie să fii atent și la experiența angajaților, nu doar la experiența clienților. În momentul acela vom fi suficient de empatici cât să, să putem să rezolvăm problema. Altfel, ne punem o barieră care ne blochează empatia și înțelegerea clientului. Raduc aminte celor care ascultă și privesc emisiunea, pentru că radio este și televiziune, televiziune este și radio și amândouă sunt uh, online, în uh, comentarii pe pagina de Facebook Școala Informală de IT. Dacă aveți pentru invitații de astăzi, sunteți bineveniți, uh, promit să le transmit în uh, timp real. Într-un interviu pe care tu l-ai dat, Tudor, în... Um, în, stai să-mi aduc în Wall Street aminte, Spune așa, puține companii validează produsele înainte de a ajunge pe piață, neavând un specialist de UX care să creeze flow-uri logice și interfețe ușor de înțeles, iar consumatorii se trezesc cu un manual întreg de utilizare pentru a folosi un software, în loc să descopere un produs ușor de înțeles, testat cu zeci sau sute de oameni înainte de a ajunge la ei. Te rog frumos să-mi comentezi un pic uh, declarația asta. Mai completez și dacă, dacă aș putea să rostesc din nou, fără, fără să, să schimb, sunt încă de acord cu ce am spus atunci, deși au trecut vreo doi ani. Și, din păcate, prea puține organizații testează înainte cu oameni soluțiile pe care le propun. Ne, ne trezim din, în fiecare, la fiecare trei luni cu oferte noi care ne bombardează, reclame care ne bombardează. Și ele rare ori răspund unei nevoi reale cercetate, măcar prin market research, dacă nu prin research de design, um, prototipate și iterate cu ajutorul clienților. Majoritatea pornesc din, dintr-un mindset din acesta, uh, uh, cum să spun, care evită riscul expunerii publice a unei idei, până în momentul când ea e gata. Ce faci când angajezi într-o companie... Specialiștii. Îi angajezi și îi rogi să vină cu soluții. Te aștepți ca ei să stea în întâlniri și să toarne să soluții, nu-i așa? Și ei se simt datori, pentru că primesc un salariu, sunt acolo în jurul mesei și se simt datori să vină cu soluții um, imediat. Ei, asta nu-i bine. Designul, ca mindset, în primul rând, nu, ca, nu neapărat ca, ca proces, presupune umilința de a spune nu știu încă cine sunt exact clienții și ce nevoie au ei și nu pot să am încredere doar în statistici și cifre. Trebuie să Adică în momentul în care mă uit doar la rapoarte și Excel-uri și cifre și analytics, pot înțelege câți oameni fac câte acțiuni, dar nu voi înțelege niciodată lucrurile pe care nu le-am măsurat, nu voi afla niciodată răspunsuri la întrebările pe care nu le-am pus și, în plus față de asta, nu voi afla de ceul. Nu voi afla de ce oamenii aleg să facă ceva într-un anumit fel. Voi afla doar câți oameni fac câte acțiuni și vor fi doar lucrurile la care m-am gândit dinainte. Nu voi afla lucruri de care nu știam că nu știu. Și de asta tindem să împingem un piață repede din presiune de comercială, competiție și așa mai departe, și din nevoia de a produce profit. Multe aplicații și servicii care n-au fost suficient de mult studiate, testate și în care utilizatorul n-a fost implicat de la bun început. Și de mai vedem în piață, în genul acela, nu știu ce companie, recheamă produsele pe care le-a vândut între ani nu știu care, nu știu care, pentru că nu știu ce. Sau altă companie recheamă produsele. Din cauza asta se întâmplă, presupun, că tot așa n-au lucrat oamenii cum trebuie la aplicațiile respective, da, da. Și tot din asta vedem că au fost făcute, au pus, uh, au pus, atenție și energie pe a face alte lucruri care nu sunt pentru utilizatori. De exemplu, nu știu, faci designul unui sistem care pe o mașină ascunde uh, câte noc se produce. Știm cu toții, da? Niște scandaluri. Deci uh, îți pui atenția acolo, dar nu pui atenția unde are nevoie utilizatorul neapărat. Și iată că încep să pierzi piață în fața unui alt brand care produce pentru utilizator. Ce se mai întâmplă? Oamenii își pun de multe ori atenția la ce contează foarte mult pentru business sau pentru propria lor percepție ca specialist și după aceea pierd în fața audienței sau utilizatorilor. Și sunt, sunt foarte multe exemple. Și cele mai grave sunt acele în care. Designul prost chiar ucide. Adică, lucrurile care nu sunt proiectate bine pot să încurce oameni, să le fure timp sau să nu le salveze viața în momentul potrivit. Pentru că n-ai găsit comanda care trebuie, informația care trebuie, și așa mai departe. Am văzut niște procese în presă, apropo de chiar pe bune aplicațiile care au ucis oameni. Iulian, vreau să te întreb, ce poate să facă un om care vrea să facă, nu, ca tot omul, carieră în UX, cum învață și cum practică această meserie, specializare? Um, e o întrebare foarte generală, dar uh, cred că, în primul ah. rând, ar trebui să-și toată curiozitatea pe care o are, pentru că, în esență, asta înseamnă un UX, UI designer. Trebuie să fim curioși, trebuie să explorăm și... De asemenea, asta la pachet cu empatia. Practic, astea sunt două ingrediente care, pe care uh, ar trebui să le aibă un UX UI designer bun la început de drum. Uh, după care să înceapă să exploreze. Uh, să exploreze pe partea digitală uh, unde sunt anumite momente, anumite interfețe care pot fi îmbunătățite. Și dacă discutăm despre interfețele. Um, Autorităților publice din România, plaja este foarte mare. Deci avem multe de explorat în, în acest sens. Doar să mă întreb de ce la SEAP am un username și un password. Nu intră, domnule, nu merge. Nu e nimic, încercați de mai multe ori că merge. Știi? Exact de fiecare dată mi se întâmplă, m-am obișnuit. Merge și așa. Tudor, că tot vorbeam, m-am obișnuit. Ce să fac pe bune? Că decât să mă duc până la sediu, mai bine dau acolo. Oamenii sunt înțelegători. Atenție din partea cealaltă. Dar aplicația asta nu e de ieri, de la altă Și a fost doar un exemplu. Că mai sunt nenumărate alte exemple. Pe bune. Că mă întorc chiar, dar nu vreau totul să rămânem în zona merge și așa. Și mai e și zona cealaltă. Ce mă, înainte de 90 nu mai puteai fără nu știu ce și acum, acum puteți. Știi? Merge și îmi pare rău să aud lucrurile astea. Dar rămânem în zona pozitivă pentru că, iată, totuși merge și așa a demonstrat ultima perioadă că nu mai merge și așa și încet, încet sau poate mai repede cu șutul acela lucrurile se rezolvă într-un fel sau altul. Spuneai, Tudor, de zona de cifre de Excel-uri mai, mai, mai deunăzi mai devreme. În zona de cifre, Trebuie să ținem însă cont și de amănuntul uman. Adică, de ce să ținem cont și de amănuntul uman? Dacă sunt cifre, sunt cifre, sunt clare. Ce să mai ținem cont și de amănuntul uman când facem o aplicație? Pentru că aplicațiile sunt de cele mai multe ori niște interfețe care interpretează și sintetizează informație, nu sunt mai mult atât. Și sunt unelte. Nu putem să spunem că tehnologia este soluția la toate lucrurile și nici o anumită aplicație sau o anumită tehnologie nu poate să rezolve tot ce ține de un anumit context. Ci sunt unelte foarte specifice care trebuie să rezolve bine un lucru uh, foarte îngust, foarte bine definit. Însă viața oamenilor e, e complexă. Degeaba... Și Avem de nenumărate aplicație... aspecte cum... Exact. <laughs> și uh, dacă... Degeaba ați crezi o aplicație uh, pentru desktop care să... De exemplu, SAP e un exemplu bun. Care să te ajute să-ți plătești uh, dările uh, pentru cât pe stat. Uh, dacă tu, majoritatea timpului, uh, ești pe stradă sau ai treabă, nu poți să te concentrezi uh, să folosești o interfață de desktop atunci când majoritatea comportamentului e pe mobil. Și ăsta e un exemplu foarte generalist. Majoritatea oamenilor au început să-și folosească telefonul mai mult decât desktop sau laptop -ul. Și în momentul ăsta te gândești prima dată unde folosesc oamenii, oamenii interfața mea. Și te poți uita în Analytics, și în cifre, și în rapoarte, ca să-ți dai seama de asta, cu condiția să le fi implementat înainte. Adică, cu condiția să fi pus întrebările: ce ar trebui să măsor, ce trebuie să implementez ca măsurătoarea aceea să existe. Ai fi uimit câte cât de multe aplicații și soluții nu au Analytics în spate. Și pentru că nu se văd, se le văd doar adminii. Și de fiecare dată când cineva măsoară, vede rezultatele la ce s-a gândit să măsoare, dar nu vede rezultatele la ce nu s-a gândit să măsoare. Și sunt multe lucruri care țin de viața oamenilor care nu apar în tabele și statistici. De asta e bine să, ne, să fim informați de cifre, atunci când există, e bine să studiem ce ar trebui să măsurăm și mai mult, și de fiecare dată să ne informăm și mai profund, întrebând de ce. Dar de ce atâția oameni au făcut cu tare acțiune? Și să întrebăm și pe ei. Nu să, nu doar să aruncăm cu presupuneri. Nu ne strângem o mână de specialiști și ne dăm cu părerea, ci ne ducem și întrebăm pe acei oameni. Și ave, o să avem decizii și mai informate. Toate informațiile astea, fie că sunt ele cantitative, fie că sunt calitative, nu, nu fac decât să ne informeze decizia. Și vreau să vă întreb ceva. Noi cum ne luăm deciziile? Ca o mașină? Dacă cifra asta e mai mare decât atât decizia este asta? Sau noi ne luăm informa informații uh, statistici, date, informații can cantitative și le transformăm în context și noi luăm decizii pe baza contextului ăla calitativ, corect? Intuiție. Simți în stomac câteodată deciziile pe care le iei. Chiar dacă ai citit 100 de tabele cu date. Și de asta contează foarte mult să vorbești cu oameni. Pentru că îți formezi decizia și îți o informezi și te ajută să greșești mai puțin. Sperăm până la urmă. După care dăm refresh. Până intră, da, o să țin așa langa până la final. Știi ca să mai intre și dați user și intră. Cum se plasează se totuși România în contextul joburilor de user experience? Și România, și comparativ cu celelalte țări, că avem așa o plăcere să ne comparăm cu ceilalți ceva de speriat întotdeauna. Sau să luăm exemplu. Cum e în afară, ok, și cum e cum e la noi? plaja asta de joburi. Întrebare bună. Cred că Iulian ar putea să răspundă mai bine la asta, pentru că tocmai uh, are o carieră uh, pentru o companie din străinătate, a lucrat în Olanda până acum. Uh, eu pot să spun ce se întâmplă în România. Joburi sunt, specialiști mai puțin, facultăți care să predea ce au nevoie uh, oamenii ăștia ca să devină specialiști deloc. Abia sunt instituții private, cum e școala informală de IT și altele, numai cred că în ultima lună au, ap au apărut vreo trei cursuri noi, care pretind să predea disciplina asta, dar nu școala te face specialist, ci experiența. Dar las pe Iulian să spună un pic cum e în străinătate, cred că e mult mai interesant. Pentru că acolo ok, e și, și școala, revin eu și întreb, e... scuză mă revin eu și te întreb și cum acumulăm experiență. Iulian, cum e în străinătate? Dacă m-am menționat și tu, dar am avut ocazia să lucrez și în continuare mai lucrez pentru o companie olandeză. Am lucrat un an de zile în Haga, Într-o companie care își produce softul personal, softul uh, pentru platforme petroliere, un domeniu foarte foarte interesant. Uh, din toată experiența mea, am înțeles că România oferă un cadru foarte competitiv pe partea de UX UI. Tradus. Ar însemna că avem specialiști foarte buni. Uh, și suntem respectați și suntem. Uh, cotați uh, la același nivel, aș vrea să zic. Uh, pe partea de piața de joburi în uh, Olanda, în special în Hanga, Amsterdam, sunt foarte multe joburi de UX, UI. Uh, și aici discutăm despre uh, echipe începând de la primării sau alte instituții de stat până la tot felul de startup-uri și companii mai mari sau uh, corporații. Totul este bine și frumos până la momentul în care începi să cauți oameni, să recrutezi. Din păcate, din propria experiență, am observat că există o problemă cu recrutarea persoanelor competente sau a specialiștilor buni. Respectiv, se ajunge și în momentul în care trebuie să recrutezi de peste tot, începând din Africa de Sud, India, Ucraina, România și așa mai departe. Pe partea de pregătire profesională am fost foarte surprins să înțeleg că, și o să mă mai repet, România are niște persoane, niște competențe foarte bune, foarte competitive la nivel european. Nu știu despre alte, alte țări. Ceea ce pe mine mă bucură și îmi dă de înțeles că avem niște skill avem pregătire foarte bună și putem să oferim niște expertize care sunt apreciate. Și sunt recunoscute la nivel european, poate chiar internațional. Și acum revin la ce, la ce promiteam că te întreb, pentru că pare un cerc vicios. Am văzut, și am ascultat și unele comentarii ale oamenilor, ale chiar cursanților. În mesaje către școala informală de IT, chiar la unele emisiuni digitală job, în care oamenii spun. Domne, se caută oameni noi foarte bine. Ne-am pregătit pe băncile școlii informale de IT. Suntem uh, foarte bine prezentați uh, la interviu cu HR, dar HR ne spune: am vrea uh, oameni cu experiență. Cum căpătăm experiența asta de care ai vorbit tu mai devreme, oameni cu experiență, dacă nu putem să ne să ajungem să căpătăm experiența asta și ne învârtim așa ca șoricelul la în cușcă și creăm, aprindem un bec cu, prin frecare. Cum facem rost de experiența asta? E o întrebare foarte bună și greu de răspuns la ea. Pentru că eu am fost un norocos. Adică am, nim am nimerit Întâmplător să lucrez prin facultate în, în companii. Într-un call center, cu, în ce mulți studenți. Și apoi am, am văzut oportunitatea din în a lucra pe tehnologii noi și să și mi-a crescut interesul, m-am documentat. Și vreau să mă leg uh, un pic de, de ce spunea Iulian mai devreme. Specialiștii din România sunt foarte apreciați în străinătate. Și nu numai în UX. Dar uh, nu sunt școli la noi, culmea nu sunt școli, universități, mă refer la astea de stat, nu sunt școli care să croiască specialiști în meseria asta. Eu sper că pot să adaug un încă, da? sper că peste un timp să se întâmple și asta, pentru că e nevoie. Dar asta înseamnă că oamenii care au ajuns să fie specialiști într-un domeniu au fost o anumită tipologie. Adică au, au răzbit S-au lovit de toate lucrurile, au avut ocazia să greșească mult și au creat ocazii de învățare. Uh, au fost neliniștiți, ei care au citit, s-au documentat în timpul lor liber, s-au uitat la uh, documentare și au citit cărți pe subiect. N-au stat uh, să își piardă timpul pe alte lucruri. Și-au concentrat atenția și au adunat experiența aia necesară care să-i transforme într-un soi de specialiști. Și pe, par pe parcurs, expunându-se, și-au creat și ocazii să se angajeze să greșească, să învețe și tot așa să evolueze profesional. Deci sunt niște lupt tineri care, da, cu coate ascuțite, dacă pot să zic asta, care și-au făcut loc în domeniul ăsta și și-au creat o carieră. De asta sunt foarte, foarte de apreciat oamenii din România care au reușit să-și creeze o carieră acolo unde nu există școală și tradiție, în companii care încă nu înțeleg ce înseamnă user experience design prea bine, și unde trebuie să explice tot timpul ce ar trebui să facă rolul lor. Și unde e responsabilitatea față de utilizator. Să ia apărarea clientului atunci când clientul nu e în cameră, dar toată lumea își dă cu părerea despre el. Dar e, o, e o foarte mare responsabilitate și un foarte mare curaj să, în, să începi în România meseria asta. Dar iată că există și loc. Și pot să număr mai, mai mult de cinci companii mari din România care... Au job openings pe LinkedIn Jobs și pe alte site-uri de joburi din uh, cunoscute. Sunt deschise joburile de luni întregi și nu-și găsesc oameni. Pentru că, da, caută oameni cu experiență, dar asta nu înseamnă că experiența aia nu se poate căpăta. Da? Se poate căpăta construind propriile aplicații, da, cu propriile soluții, sau te duci și colaborezi cu o echipă care chiar are nevoie, cu un startup sau cu un mic business. Cu toții avem în cercul nostru social extins oameni care au businessuri Și cu toții în businessurile astea au nevoie să se digitalizeze, dar nu știu cum. Foarte puțini oameni se duc să-i ajute, se duc să-și ofere proactiv ajutorul. A trecut de mult vremea aceea când spuneai că facultatea te face ceva sau școala te face inginer. A trecut. Pur și simplu, poarta asta e deschisă pentru oamenii care îndrăznesc să facă mai mult, să caute, să se ducă, ducă să ajute în mod proactiv, uneori să-și să dedice voluntariat, uh, ore de voluntariat, cum fac um, uh, oamenii din, din Code for Romania, de exemplu, că tot timpul pomeneam, um, să construiască aplicații um, civice pentru oameni și uh, interfațarea lor cu instituții sau pentru monitorizarea alegerilor, că tot avem vot în weekend. Dar de fiecare dată, doar făcând pașii ăștia, îți creezi experiență. Nu poți să îți creezi experiență pentru că ți-o dă cineva. Ți-a pus cineva în mână uh, carnetul cu, pe care scrie că ești UX designer și gata, s-a rezolvat pentru că ai făcut școală pentru asta. Nu se întâmplă. Și de asta uh, spun, sunt foarte de apreciat oamenii care reușesc să-și să facă o meserie într-o țară care abia începe să se deschidă în direcția asta, prin comparație cu cele din vest, unde există universități de peste 10 ani, unde se, se predă Human Computer Interaction, User Experience Design, Design și Media, um, Arhitectură Digitală și tot felul de, de lucruri de genul ăsta, și Behavioral Science sau mai știu eu ce. Dar toate lucrurile astea țin foarte mult de încredere, ambiție, determinare, și spun o poveste despre oamenii care reușesc să o facă. Mi-a plăcut foarte tare, am rămas aproape fără cuvinte. Cred că e vorba de multă pasiune până la urmă, știi? Că dacă stai să te plângi, dacă stai să pierzi timpul, cum spuneai mai devreme, când, ok, uh, Du-te mai departe, julește-ți alea ascuțite, julește-te în genunchi, te izbit, arată, intră pe geam, te dar afară pe ușă, du-te mai departe, arată, fă ceva. Săptămâna asta, uite, am stat de vorbă cu uh, niște cursanți de la Școala Informală de, de IT care au făcut aplicații de care habar n-aveam, dar sunau extraordinar. Oamenii au făcut niște aplicații pe care le-au, uh, se gândesc să le pună pe. Google App, unde aplicațiile le făceau chestii extraordinare. Există oameni printre noi de genul ăsta, care sunt, oamenii nu stăteau, nu stăteau, lucrau de dimineață până seara și nu că munceau așa ca hamali. Era o pasiune, cred că dacă n-ai fluturi în stomac de care vorbeai mai devreme, fără ei nu poți face nimic. Așa cred. Iulian. Și mie ce îmi place cel mai mult la toată partea asta este că în viitor um, cererea și nevoia de a avea cât mai mulți specialiști o să crească. Pentru că dacă ne uităm astăzi dimineață, când ne întrezim, interacționăm instant cu un ecran, cât de mic ar fi. Și pe viitor o să crească toată chestia asta. Adică o să existe nevoie să facem un UX bun pentru, nu știu, ecranul de la, de la cafea, de la frigider, de la telefonul care îl avem clar, ceas și așa mai departe. Pentru că suntem înconjurați de foarte multe ecrane. Cineva trebuie să le facă ca să fie cât mai utilizabile și cât mai eficiente pentru utilizatorul final. Cineva o să să facă chestia asta. Întrebare pentru amândoi. Vorbim de UX doar în industria software sau și hardware? Sau și servicii? Din categoria la ce se mai aplică user experience? Iulian, hai cu tine, că deja ești pe ecran. Eu sunt mai mult specializat pe partea digitală, dar da, clar, UX-ul se poate întinde pe plajă foarte mare, începând de la service design Din momentul în care eu, în calitate de utilizator, interacționez prima dată, aud numele sau identitatea vizuală a unei companii Din momentul ăla poate să înceapă un proces de UX Sau simplu, când deschid o aplicație de pe telefon sau site-ul primăriei și încerc să mă loghez momentul ăla e momentul în care începe UX-ul Tudor? Eu am uh, învățat să fac ce fac greșind și luându de la capăt și informându-mă singur uh, Dar am avut ocazia să lucrez aproape doar în companii de servicii Și nu regret asta, mi-a plăcut foarte mult uh, Acum lucrez în firma pe care o am cu companii de servicii uh, Deci -am, nu m-am despărțit de ele uh, Iulian are un background în uh, industria de software care cred că e superioară în multe moduri altor industrii, prin specializare și prin abilitatea de a sintetiza, de a conecta oamenii și prin rigoare. Rare ori în industria de servicii, în orice companie, îi vezi, vezi oamenii trecându-și fiecare mic task într-un board și urmărind performanța și viteza cu care le livrează, așa cum fac programatorii, rare ori vezi standarde de software, și rare ori vezi oameni învățând în continuu cum învață programatorii și oamenii care lucrează în industria de software. Da, din păcate dar designul se aplică în toate industriile. Și nu zic doar, se cheamă și user experience design, se cheamă și service design, da, design de servicii, se, se cheamă și co-design atunci când aduci oameni care nu sunt designeri la masă sau chiar pe clienți și faci împreună cu ei proiectarea unei experiențe noi. De fiecare dată, în fiecare industrie, designul are rolul lui și va, fi, va avea un rol din ce în ce mai mare, nu o să existe un rol mai diminuat. Și cred că va fi unul dintre puținele domenii unde uh, munca nu va fi înlocuită în totalitate de, de mașini prea curând. Te-am adus aici. Spunem trei domenii unde munca o să fie înlocuită de mașini curând. Uh, transport. Primul. Pentru că e și, uh, sunt și foarte mulți bani acolo. Când camioanele vor circula sute de mii de kilometri fără să aibă nevoie să se oprească, pentru că șoferul trebuie să doarmă, și uh, când mașinile se vor duce să se parcheze singure, să se încarce singure și vor veni uh, la, la tine acasă să te ia, să te ducă la muncă, și apoi să poate să ducă și pe alții când au nevoie, uh, toate lucrurile astea o să, o să schimbe fața lumii, așa cum o știm noi. Deci, asta e un, un loc și să-l vedem în mai puțin de 10 ani, și pe străzile din România. Cu toate că toată lumea e sceptică în legătură cu posibilitatea asta. <laughs> Te văd. <laughs> așa. La sceptici. Așa. În partea de sceptici. După automatizarea transportului, cred că o parte destul de semnificativă din ce înseamnă programare se va, se va automatiza, pentru că e foarte standardizată munca asta. Și, într-un mod foarte uh, interesant, uh, programatorii lucrează ca să se uh, facă inutili, la un moment dat. Adică chiar lucrează în mod activ să-și automatizeze munca, să-și modularizeze uh, componentele, să le standardizeze, să le documenteze și să le pună acolo undeva ca să poată fi refolosite. Și deci toată industria de IT lucrează în direcția asta uh, și vom ajunge să vedem și mașini care programează alte mașini. Uh, și cred că uh, dincolo de asta vom, vor mai exista uh, componente de automatizare în tot ceea ce știm. Și mă refer la introducere de documente și texte în baze de date, scanat cărți, căutat lucruri în mod automat, mecanisme predictive pentru comportamentele noastre, deja există și sunt folosite în industria de aduri. Toate lucrurile astea se vor insinua ușor, ușor în viața noastră și dacă vorbim peste 20 de ani, vom vorbi într-o lume pe care o vom recunoaște cu greu. Așa, dacă am, stat 20 de ani, ne-am trezit într-un film science fiction. Pesimistul care este optimistul bine informat, știi, constat așa zâmbind un pic sarcastic, cinic, cum revine cifra asta 20 de ani. Din 20 în 20 de ani tot aud în 20 de ani o să se întâmple. În 20... Și nu s-a întâmplat în 20 de ani. Iulian, spunem tot te rog frumos, uh, trei domenii sau dacă ești de acord cu, cu Tudor, trei domenii unde gata cu oamenii o să fie totul automatizat. Eu sunt foarte pasionat de, de domeniul ăsta și uh, recent am citit o frază care zice că primele joburi care să fie automatizate Sunt joburile care presupune un efort mental redus, care sunt prost plătite și nimeni nu vrea să le facă uh, Respectiv aici discutăm despre o plajă foarte mare, uh, nu vreau să ofensez pe nimeni, dar uh, deja observăm casele din marketuri sunt automatizate în foarte scurt timp o să dispară, O să ne scanăm singur produsele O să le plutim și o să mergem mai departe Transporturile, iarăși, cum a menționat și Tudor Și o altă chestie ar fi, de exemplu Când mergem să le spălăm mașina Spălăturile Nu prea văd mare pasiune În fețele oamenilor care le fac chestia asta Respectiv și asta, probabil o să fie automatizat Într-o perioadă foarte scurtă Ghișeele, tot, tot ce înseamnă O interacțiune Care presupune efort mental mic și un salariu mic o să fie automatizat. De vreme sau târziu. Acum, apropo de automatizarea la casieriile din marile hipermarketuri, am constatat că da, ea deja a apărut, dar la unele hipermarketuri funcționează mai bine aplicația. La altele hipermarketuri trebuie să stea trei oameni pentru. Adică avem cinci locuri unde putem să ne scadăm, scanăm lucrurile, și cinci oameni în spate care să te ajute. Care e bucuria, really? În altă parte, într-adevăr, există un singur om care să ajute cei cinci oameni care scanează automat. Acolo sunt cinci oameni. Cred că aplicația, da? UX, designul, aplicații, programare, Java, toate poveștile. Acum, mai facem produse. Scuză-mă, da, Tudor. Uh, Scuză-mă că te-am întrerupt. Uh, legat de asta. Un job care nu o să dispară din, din retail, chiar dacă sunt înlocuite uh, joburile de la casierie, uh, este cel de relație cu clienții. Cu oamenii care stau pe culoar sau care te ajută când ai nevoie de ajutor. Orice, Adică asta înseamnă inclusiv scanarea produselor la casa automată sau uh, supraveghere sau orice altceva. Asta nu o să dispară. Relația umană de care ai nevoie când te duci în magazin. Asta am vrut să zic. Adică. Vreau și eu totuși o față umană. Eu am văzut, s-a lansat o clădire extraordinară în București, un zgârie nori, o chestie wow, în zona Pipera. Și oamenii au avut uh, un roboțel la intrare, care da, da, te saluta, uh, te dansa dango cu tine, mă rog, făceau mie de nebunii cu tine, din ce în ce mai umani. Așa că mi-e teamă că o să dispară încet, încet, poate... 20 ori 3 ani Poate că o să dispară și uh, Omulețul ăla de la casă O-ți trăi și o-ți vedea Ca să zic așa Că tărimă n-am uh, găsit Bun, vreau să te întreb Dacă mai facem produse Se mai fac produse în ziua de astăzi Așa de amorul artei În uh, zona asta, fără să știm cui le adresăm Facem aplicații doar Mamă, ce-mi place cum sună aplicația asta Și mă apuc să o fac, dar fără să știu eu, păi... Bă, mi-a plăcut foarte tare mai există? Zona asta da, absolut. de poezie? Sigur. Da. Da, da, există și există, din păcate. Mm -hmm. um, cred, cred că vedem cu toți competițiile de startup-uri pe, pe, cu care s-au umplut și România și lumea. Uh, și există studii um, statistic relevante care spun că mai mult de 98% dintre startup-uri mor în primii ani de viață, în primii trei ani de viață. Uh, și în primul an mor peste 90%, după, după aceea în al doilea an mor peste 95% și încă câteva procente în, în al treilea an de existență. Și ce au spus uh, statisticile astea e că motivul cel mai des invocat de oamenii care, a, uh, care au uh, ucis un, un startup în felul ăsta e că nu exista nevoie reală pentru produsul pe care îl creau ei. Și asta se întâmplă pentru că oamenii se gândesc foarte des la tehnologie. Așa, vedem chestiile astea strălucitoare și interesante. Hai să facem ceva cu VR, hai să facem o aplicație cu blockchain. Și de fiecare dată când văd uh, echipe puse să folosească o tehnologie și să caute pur și simplu un use case, um, zâmbesc și știu cu ce o să se întâmple, pentru că statistica e una inevitabilă, e stabilă, lui măcles. Practic, de fiecare dată când cineva începe de la o tehnologie și vrea să o pună în aplicare, nu contează pentru ce, sau vrea să-și rezolve o proprie problemă a lui cu o tehnologie anume, doar pentru că e o jucărie interesantă, nu va funcționa. Dacă nu pornești de la o nevoie a oamenilor și nu folosești tehnologia ca pe o uneată, ceea ce este o uneată de care ai nevoie, o să dai fail. Și asta se întâmplă foarte des în industria asta de, de startup-uri, de inovație și e ceva ce corporațiile, de exemplu, au văzut de ceva vreme și ce au început să evite. Însă e foarte, e foarte parșivă, uh, parșivă curiozitatea asta a oamenilor pentru tehnologie uh, asta și trebuie evitată. Mi-am cumpărat un televizor 8K, mă băieți, excelent. -o. Așa și la ce folosește? Ce vezi 8K în ziua de azi. Pe bune, nu există nimic 8K. Da, da, e 8K. Uite așa se vede pixelul. Pe bune, apropo de ce spuneai corporațiile care îți vând televizoare 8K, utilizatorul e, wow, mi-a luat, mă laud la vecin, la Vasilică, îi spun că mi-a luat televizor 8K, cât peretele, frate. Ok, și la ce-ți folosește? Da, mă ne rog. Te minte de ceva. Eram da? la un eveniment, eram acum câțiva ani, mai mulți, la lansarea primului televizor cu 4K. Um, și erau mai mulți reprezentanți ai producătorilor de di dispozitive electronice. Erau mai multe branduri, erau o convenții de asta, un târg. Și um, când s-a arătat prima dată televizorul ăsta, am auzit o voce în spatele meu a unuia dintre ceilalți produ producători spunând: Wow, îți dai seama cum se vede un Excel pe ăsta? <laughs> da, mare așa. Huge. Asta e, de, de fapt, asta era nevoia lui să vadă toate datele alea la un loc. Își dorea să le vadă pe toate, să nu mai, mai dea scroll. Despre asta era vorba. Sublinea foarte bine nevoia pe care o avea. Deci a găsit use case-ul și oamenii își găsesc de, de multe ori pentru ei înșiși un use case pentru tehnologia pe care o văd. Fie că e VR, fie că e blockchain, fie că e uh, artificial intelligence... Deși nu există încă, adică, inteligența artificială există pe hârtie, pe PowerPoint. Și e și o glumă în direcția asta. Codul pentru machine learning se scrie în Python, în, în alte limbaje de programare și codul pentru artificial intelligence se scrie în PowerPoint. Dar nu există încă. Ca să existe inteligența artificială suficient de evoluată, ea trebuie să învețe și suntem în perioada în care ea învață. Și acum o să te întreb de ce urăști PowerPoint-ul. Cred că am aflat răspunsul, că te întrebam la început de ce urăști PowerPoint-ul. A fost o prezentare a ta și cu asta ai, ținut clar să încep. Domnul, urăsc PowerPoint-ul. Te-au chinuit oamenii te-au ținut legat de scaun și te-au pus să faci prezentare în PowerPoint. Timp de o săptămână nu ți-au dat apă, nu ți-au dat mâncare și a trebuit să faci prezentarea în, PowerPoint. Acum. Nu, e doar un refugiu pentru foarte multe echipe și de asta, de, în munca mea, e, îi rog să evite asta. Și chiar în, în proiectele pe care um, le facem la școala informală, când se prezintă proiectul, de, de cele mai multe ori uh, evităm asta. Da? Um, oamenii care studiază și își construiesc proiectele, își construiesc portofoliu și prezintă site-ul de portofoliu. Um, Într-un într web page. Da? E deja un cod scris pentru că niciodată scopul final al unei prezentări nu poate să fie un slideshow. Nu asta, nu asta lucrăm, dar nu, scopul nostru nu trebuie să fie o prezentare care să ia ochii. Și deturnează foarte mult de la scopul lucrurilor pe care trebuie să le facem. Și anume să fim atenți la utilizatori, să ne folosim... Resursele, să scriem cu markerul pe perete sau pe niște postituri, pe o tablă, să vizualizăm datele și informațiile astea și să lucrăm din aproape în aproape. E o, produsul ăsta, finit, care dă o senzație falsă de, de accomplishment, nu știu cum să traduc asta în românește, o, dă o, o senzație că ți-ai încheiat treaba, ți-ai făcut treaba, e, un, e unul dintre cele mai mari probleme pe care le, le au organizațiile din lumea asta. Deci, dacă aș putea, l-aș interzice. <laughs> da. Va fi întotdeauna nevoie să putem prezenta informație, dar e, e una dintre cele mai greșite modalități de a o face. Plus că mi se pare și jenant, de exemplu, noastră, ce știți să faceți? Păi sunt web designer. Păi ce aveți? Păi să vă prezint PPT-ul ăsta. Știi? Adică, dacă eu fac site-uri, vă prezint un PPT. Prezentați-ne un site. Bun. Știu că acum mă înjură Iulian foarte tare pentru că se grăbește și și am promis că terminăm în 45 de minute, dar uite, n-am luat cu vorba, așa, între poveștile actuale ale lumii moderne. În final, vreau să vă întreb, m-am hotărât, vin la cursul de UX Design de la Școala Informală de IT, pentru că emisiunea de astăzi m-a hotărât. Foarte bine le-ați zis, băieți, foarte bine, cu PowerPoint-ul și cu toate celelalte. La cursul. Efectiv, fie cel din Cluj, unde Iulian Corunga este mentor, fie cel din București, unde Tudor Juravela este mentor. Ce învățăm, cum învățăm, ce teste dăm, la ce să ne așteptăm de la voi? Iulian. Păi, începem de la, de la bază. Tot ce înseamnă partea de UX, UI, începem să învățăm toate detaliile și ne formăm o percepție, o înțelegere bună despre industrie, despre domeniu, despre job, ne pregătim ca să facem față și să intrăm pe piața de joburi, să ne pregătim bine, să fim printre primii. Asta în să facem. Tudor? O noutate pentru toamna aceasta este că um, Iulian din Cluj și Tudor din uh, București vor preda împreună un curs pentru toată țara, um, pentru că e online. Practic ne întâlnim așa cum ne-am întâlnit cu tine acum și, și vom avea oameni de peste tot. Cuză, mă puteți preda pentru toată lumea? E, exact. Pe, și or, și Cred că se va întâmpla destul de curând, și asta. În momentul de față, mă bucur să spun că avem un număr aproape complet mare de oameni deja înscriși. Deci nu, nu, facem, nu spunem asta despre cursul nostru ca să aducem alți cursanți în toamna asta, chiar mi-ar fi greu, sincer. <laughs> adică ne-ar face viața mai grea. Oricărui om care își dorește să învețe user experience design, și știu că sunt, i spune să caute bine, să compare atent toate opțiunile, să-și să -și cunoască mai întâi foarte bine nevoia de învățare și stilul de a învăța, pentru că sunt, dacă, sunt oameni autodidacți care pot să învețe din cărți, din tutoriale de pe YouTube sau știu și eu din altă parte, pot să încerce asta în primul rând. Dacă sunt oameni care știu că au autodisciplină și că pot să, să facă asta singuri și preferă să facă lucrurile singuri, foarte bine. Ce face cursul nostru în plus, și ce aduce față de, de lucrurile astea este, în primul și în primul rând, teamwork. Lucru în echipă, care pentru un UX designer este esențial. Aju aduce inspirație de la alți oameni în mijlocul cărora ești uh, pasionați și interesați și care vor același lucru ca și tine. Deci astea sunt lucrurile cele mai valoroase în, într-un curs de tip clasă și care s-au validat, adică chiar se întâmplă. Uh, se creează o comunitate, o mică comunitate de suport cu colegii tăi și vezi, am, po am pomenit doar lucruri pe care nici eu, nici Iulian nu le aducem. Sunt lucruri care se întâmplă pentru că sunt acolo oameni faini, pasionați, interesați, care investesc în ei și să atenți la ce vor să facă mai departe și investesc în asta timp, efort, bani și așa mai departe. Despre asta e vorba. Restul înseamnă foarte multă muncă. Slavă Dar lor. Ne, și, ne și distrăm pe lângă asta. Da, da. Și deja, deja mă temeam. Nu le spune, nu le spune, Iulian. De ce le spui că e distrăm? Ah, cum am zis, cursul național de la Școala Informală de IT, cursul de UX Design pentru toată lumea, amănunte pe pagina de Facebook sau pe site-ul școalainformală.ro Mulțumesc frumos, Iulian, mulțumesc frumos, Tudor, pentru amabilitatea de a fi alături astăzi împreună la o nouă ediție Digital Job. Toate cele bune! Noi ne reîntâlnim uh, vinerea viitoare la o nouă ediție digital uh, Job, începând cu ora 13. Să aveți un weekend memorabil și plin de sănătate! Vă doresc! Mulțumim la fel!